În 2014 voiai să lupți alături de Ucraina împotriva separatiștilor proruși. Poți să ne spui mai multe despre acest lucru? Da, am avut niște concepții greșite atunci, crezând că lupt pentru ceva bun. În schimb, nici cei ce luptă acum în Ucraina nu fac același lucru. Naționaliștii, alții numesc neonaziști, nu-și dau seama pentru ce luptă, sunt folosiți și scarne de ton. N-aș fi avut cum să lupt pentru Occident, mi-am dat seama de chestia asta. Și am gândit că Rusia susține tradiționalismul și din contră aș fi avut mai multe de, adică nu eu de câștigat, cât nu știu, în Europa. Cum ai ajuns totuși în legătură cu Ucraina, cu ucrainienii? Am luat legătura, pur și simplu, pe net, după aia mi s-a dat numărul de telefon, am sunat la centrul din Ucraina, am stabilit. Un centru anume? În Kiev. Al armatei? Nu, Ministerul de Interior, de ea aparține Azov. Deci, practic, ai fi luptat alături de Azov. Practic arătut de camarazii mei cum ar veni. Eu credeam că lupt contra unor antifasciști acolo. Asta ni s-a băgat nouă în cap și asta au și ei în cap acum, că luptă contra unor antifasciști acolo. Cine ți-a băgat în cap? Cine spui asta ne-a băgat în cap? Presa occidentală. Deci, crezi că și oamenii de acolo sunt o victimă a manipulării presei occidentale? Inclusiv camarazii mei, da. Inclusiv cei ce luptă contra rușilor acum. Știai atunci sau în anii care au urmat ce se întâmplă Mi-am în dat seama Donbass? după aia, motiv pentru care n-am mai plecat. Adică știai că se atrage în populația civilă, că sunt Nu, asta nu copii știam. uciși? Nu, asta nu știam. Ai Nu, nu, aflat nu, tu? nu, nu, n-am aflat. Am aflat la un an, doi, după aia. Nu știam că luptăm contra unora care, din contră, ucid civili. Adică separatiști ruși care ucid. Și ni s-au prezentat filmări trucate când erau un incendiați, mă rog. Unde ți-au fost prezentate? Erau pe dark web alea, puse, nu mai erau pe net. Deci, Era un separat, nu, un nazist pus pe cruce acolo, incendiat, mă rog. toată legătura ta a fost pur și simplu online cu ei. Nu ai avut nicio întâlnire fizică aici sau acolo. Nu, n-am avut aici. Am avut în Spania unii prin 2008, niște camarazi, că toți suntem Frontul Național. Dar Frontul Național ce presupune? Presupune Marine Le Pen, care ține cu Rusia, spre exemplu. Deci, se bate cap în cap, nu e mai mult să ține Rusia aici. Eu nu știu ce fac ăștia din Ucraina, sincer. Ei se bat pentru o cauză care nu există. Ce-s folosiți? Părerea mea. Și, practic, care a fost momentul când s-a produs declicul și ai spus clar, nu sunt manipulat, nu vreau să particip la așa ceva? Când am început să studiez mai bine. La vreo 2 luni, cam așa. După. Deci tot în 2014, nu? Spre final, da. Cam așa. Care erau sursele tale de informare? Pe internet și după aia am început să caut și surse ruse, să aflu care e adevărul, pentru că tot ce se prezenta în presa occidentală erau anti. Și am preferat să mă documentez și din surse, adică să îmi fac eu o bază a mea, nu să mă iau după unul sau după altul. Cum vezi situația acum? Vezi foarte bine ce ni se prezintă la televizor, în presa scrisă, în mediul online, în legătură Da. cu conflictul din Ucraina. Acum. Cu siguranță ai văzut reacțiile Acum am de pe aceeași internet. opinie pe care am avut-o și atunci, dacă e să o luăm așa. Rusia susține tradiționalismul. Nu mă molesc cu anumite idei de asta.
Și părerea mea că toți naționaliști ar trebui să facă ceva lucru pentru să țină Rusia. Aici, în situația asta. Să ne amintim totuși... Nu să fim neapărat proruși, dar ideea de bază. Uh-huh. Mulți o să ne acuze, spune, bă, suntem cu rușii, ce n-au făcut, ce nu știu ce. Mulți deja ne acuză de chestia asta. Da. Să ne gândim totuși că popoarele noastre, ruși și români, sunt ortodoxe. Da, corect, dar și ucrainieni și aruncă morții la gunoi. În saci. Ai văzut filmul? Nu calc. Bine, hai să spunem că e război acolo, da, totuși. Cum ți se pare această atitudine de interzicere practică a presei ruse în spațiul european? Care ar fi motivul? Dă presa rusă fake news? Se dorește suprimarea oricărei voci opozante? Nu pot să zic decât atât, că și eu am spus pușcărie pentru că mi-am exprimat niște opinii. Și nu ai cum să se exprimi câteodată câte ceva. Nu există libertate de expresie. Asta nu zice ce spune Constituția. Nu ți-o garantez. Nu știu. Opinia mea. Nu vreau să influențez altă lume. Ce mesaj ai vrea să ai putea să le transmiți celor care văd doar ceea ce li se prezintă la televizor în legătură cu Ucraina? Mulți am văzut că și când am pus eu un clip despre situația din Donbas în care povesteau mamele îndurerate cum și-au pierdut copiii, unii m-au acuzat de fake news, alții efectiv au râs, ceea ce mi s-a părut de o cruzime inimaginabilă. Nu știu, în părerea mea că tot se luptă pentru cauză pierdută aici. Și nu luptă cu adevăratul adversar. Dar pe care sunt comunități care e. Deși sunt toți care e, da? Nu știu, opinia mea, ia. Ce crezi despre Putin? Sincer? Uh-huh. La cum se desfășoară acum, a fost prea calm. Asta e opinia. Ai mai fost contactat, să zicem, în această perioadă, da? De când a început operațiunea specială în Ucraina de cineva de acolo, de la Azov? Pur și simplu te-au lăsat în pace, nu? Dar nu cum m-au lăsat. Eu inițial vreau să mă duc în 2014. Nu m-au contactat ei. Eu i-am contactat pe ei. Din lipsă de informații. Noi, întrebarea mea era dacă totuși ați mai ținut legătura într-o formă sau alta sau dacă te-au mai căutat ei. Nu. Absolut deloc. Nu, ești niște oameni care au principii bune, pot să spun, dar sunt manipulați. Pur și simplu, sunt manipulați. Exact cum suntem ăștia de pe aici și noi, ca noi, între noi naționaliștii, ne certăm pe ideile astea. Care-i Rusia, care-i neutru, care-i pro-Occident. Acolo, la fel. Dar fiind război, da, e a luptă. Dar eu nu-i consider criminal. Sunt niște copii, huligani de stadion, ultras. Băgați în prima linie, că ei mor, de batalion special, din prima linie, înainte de armată. Asta e. Cum vezi evoluția evenimentelor? Cum văd? Momentan n-am o opinie. Aș prefera să am una, dar... Nu știu, cred că NATO o să facă ceva să provoace Rusia. Sincer.